funcția noastră actuală. Pentru că sunt foarte importanți pentru ce se întâmplă acolo și povestea stă pe ei. Sigur, da. Da. Mă, chiar stă pe ei, fără, dacă ar fi făcut vreun pas greșit, n-ar fi funcționat. Adică, pentru că sunt cinci actori cu totul, doi principali și un copil, orice greșeală, să zicem o notă falsă, s-ar fi văzut imens, mai ales în formatul ăsta, 4:3 și cu camera atât de aproape. Deci au fost, rolul lor este imens, sunt niște actori minunați, fantastici. Ioana Flora, Adrian Vâncică și copilul Luca Toma și secundar Gabriela Hamzescu și Mircea Andrescu. Cum i-am ales pe cei doi? În primul rând pentru disponibilitatea lor. Am avut o de comun acord cu ei, am aplicat o tehnică, să zicem, poate ușor particulară, în sensul în care am făcut multe repetiții, totul era foarte bine controlat, încât noi ne-am permis să improvizăm. Drept urmare, aveam nevoie de niște actori care să intre în jocul ăsta, să aibă disponibilitatea asta mentală, realmente, să intre în rol atât de bine încât să devină una cu personajele alea, în așa fel încât dacă apare neprevăzutul în termenii ăștia de film, înseamnă ce nu e scenariu, adică lucrurile pe lângă, adiacente, să facă față ca oameni întâi și nu ca actori, adică să nu se imediat să se recalibreze în mod forțat. Și asta s-a întâmplat în câteva dăți în film. De pildă, la un moment dat, când Adrian Vâncică, Gelu, adică tatăl copilului, intră în camera copilului să-i caute Ghiozdanul. Două duble știau unde e Ghiozdanul. În a treia am luat Ghiozdanul și l-am mutat în altă parte. Și atunci, în film, în dubla asta care a rămas în film, chiar îl caută, chiar caută acel obiect. Și mai sunt câteva alte duble, în felul ăsta în care mie mi s-a părut că ei chiar au devenit, poate și prin forța împrejurilor, că v-am spus că stând 4 zile într-un apartament, deveniseră o situație insuportabilă, așa cum este și în film. Vreau să scape, vreau să evadeze, vreau să vină revoluția și să plece acasă. Și mi-a creat și câte un factor de stres, așa? Ascunsă. Aia nu cred că a început să... Nu cred că le plăcea, adică le-a plăcut foarte mult să desfacem povestea, să intre acolo cu explicații. Asta a fost partea plăcută. Dar o parte neplăcută, care se datora mai cu seamă condițiilor de acolo, din apartamentul ăla destul de mic, pentru că n-am reușit de la producție să întrerupem căldura, dar, pentru acuratețea detaliilor, actorii aveau haine groase pe ei, așa că vă închipuiți cu toate reflectoarele ce a putut să fie acolo. Și mă bucur că filmul ia premii și pentru ei. Ca întotdeauna, pentru orice echipă e bine că le justifică cumva munca. Asta care a fost, n-a fost ușoară, asta vreau să spun, a fost o muncă grea. Copilul în cele din urmă a început să-i placă asta, chiar nu mai vrea să plece acasă, vrea să mai filmă, dar n-am mai avut bani și asta a fost. Dar actorii ăștia au un soi de desfășurare de forță, adică în sensul în care mie asta mi se pare că au reușit să intre în roluri și să facă, să stea 20 de minute și să te țină acolo. Și da, ok, nu explodează nicio mașină, nu sunt elicoptere, nu e nimic, dar totuși oamenii trăiesc într-o stare vecină cu paranoia. Și da, aș mai adăuga o chestie, este și o comedie neagră. Și asta face să fie mai ușor de înghițit pastila asta, care e o pastilă politică. Dar de ce e o comedie neagră? Din vari pricini. Unul, pentru că substanța care revelează monstrosul este naivitatea copilului. Și în comparație, da, pare complet absurd și descreierat sistemul ăla, nu? Adică nu poți să-i trimiți o scrisoare lui Mojerilă în care spui ce își dorește tata. Și da, și asta îl face să fie absurd și da, comic pentru noi că am scăpat, așa credem, după 30 de ani ne îngăduim să râdem. Sunt felurite soluții ale absurdului pe care personajul încearcă să le găsească să scape din cursa asta de șoareci pe care i-o întinde copilul lui, să spunem. Dar de fapt este o cursă de șoareci a istoriei și cred că este comedie neagră pentru că este izbăvit a doua zi de începutul revoluției. Deci istorie. Este istoria aia mare pe care tu n-ai de unde să știi, nu o cunoști, nu știi când începe. Da, mă gândesc că asta îl face atrăgător.
el are un succes teribil în Europa de Vest, unde nu ai avea, să spunem, vreo suspiciune că ar putea să ia atâtea premii unul după altul în partea aia. Așa că îmi închipui că ori ei știu foarte bine istoria noastră, ceea ce ar putea să fie adevărat. Gândiți-vă că opusurile de istorie cu adevărat obiective nu sunt scrise de istorici români. Sunt... una, pentru că probabil există tare și trebuie să reevaluezi foarte multe lucruri, și apoi pentru că obiectivitate plus școli și așa mai departe, dar, sau o altă explicație pe care o pot avansa, că există poate și acum un curent de ăsta de autoritarianism care bântuie Europa din nou și poate și lumea, și atunci e mai ușor să faci. Plus că e un continent care a experimentat în vremea de decenii flirtul cu dictatura de orice fel. Și atunci e posibil să le spună ceva și lor. Premiile astea care tot vin pentru cadourile Crăciun. Da. Sunt o bucurie, evident, pentru toată echipa. Da. Dar creează și o presiune apropo de viitor. Da. Creează o și de prezent. Creează o presiune imensă. Imensă, dar eu cred, sper să-i fac față. Până la urmă, premiile sunt niște premii, adică încerc să mă gândesc. E adevărat că se întâmplă ceva neobișnuit cu el. Astăzi a luat 3 premii la Tampere, care e un festival imens. E pur și simplu o situație neobișnuită. Și asta îl duce în niște conjuncturi atât de favorabile filmului, încât cine știe ce se poate întâmpla cu el. Adică ar putea să aibă o soartă atât de... Deja are o soartă... atât de bună încât e neobișnuit. Dar eu încerc să mă disociez de film. Filmul este făcut în urmă cu 2 ani, mă uit, iar eu sunt 2 ani mai târziu, mă lupt cu animație, încerc să fac alte lucruri, lungmetraj, consultanță de scenariu și încerc, valoarea exterioară întotdeauna. Eu am exterioară, sau mai precis să spunem, succesul este exterior. Și eu produsului artistic, dar și mie. Eu sunt același și filmul e același ca atunci când am terminat noi în urmă cu 2 ani. Că el are succes acum, da, este, m-a bucurat, mi-a umflat ego, a umflat ego tuturor, ne-a făcut să discutăm la sfârșit, dar când ia 3 premii la un festival mare deodată, mă pune ușor pe gânduri. Că nu știu cum să reacționez. Decât să zic că sunt recunoscător, că am lucrat cu niște actori minunați, cu o echipă și cu bani foarte puțin trebuie să adaug asta. Ne-a sprijinit CNC-ul, sigur, dar e un miracol că l-am făcut. La un moment dat spunea într-un festival cineva, a spus technically flawless. E pentru România să spună în juriul de la Clermont-Ferrand că este ireproșabil tehnic, adică imagine... sunet și toate celelalte, cred că e mare lucru pentru toate departamentele care au lucrat la filmul ăsta.